Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem la Cronica Zilei aici la TV Sud. Bineînțeles, discutăm și astă seară de conflictul acesta care se pare că nu mai are rezolvare la nivel înalt, conflictul dintre Ministerul Justiției, dintre Guvern și Președintele României pe tema revocării procurorului șef de la DNA, Laura Codruța Kövesi. Astăzi, dacă decizia de ieri, cea care a inflamat spiritele, da, care a pus pe jar întreaga clasă politică și cetățenii României, ați văzut, au ieșit în număr mare aseară în Piața Victoriei pentru a apăra justiția, cum spuneau cei care protestau în fața Palatului Guvernului acolo în Piața Victoriei. Iată astăzi, dacă ieri v-am zis, a fost în premieră această decizie a CCR-ului prin care îl obligă oarecum pe Klaus Iohannis să o revoce pe doamna Laura Codruța Kövesi de la DNA. Astăzi tot în premieră, da? 500 de procurori și judecători, cred că e vorba și de judecători, au semnat o declarație de independență. Dacă și DNA la începutul zilei a transmis un comunicat în care își manifesta îngrijorarea în legătură cu implicarea politicului, cu confiscarea justiției, luptei anticorupție de către politic prin această decizie a CCR-ului. Iată, în după amiază zilei de astăzi, 500 de procurori au semnat o declarație, doamnelor și domnilor, de independență. Ei, cu îngrijorare, trag un semnal de alarmă că nu este în regulă ca ministrul justiției să se implice în demiterea procurorilor, pentru că procurorii sunt independenți și Constituția le garantează această independență. Multe mesaje de îngrijorare vin atât de la opoziția politică, de la PNL, de exemplu, Ludovic Orban, președintele PNL, spune că e posibil să fie organizat în perioada imediat următoare un meeting pe justiție, da, un referendum, îmi cer scuze, pe justiție. Din nou, și cei de la PNL sunt destul de îngrijorați, nu știu dacă sunt îngrijorați, dar speculează foarte bine politica acum, îngrijorarea asta generală cu implicarea politicului în numirea și demiterea procurorilor. Da, și eu, dacă vreau să mă manifest așa, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră o luați de bună. Nu știu ce este în spatele acestui conflict, sunt chestii pe care noi publicul, la care noi publicul nu avem acces, ce se întâmplă acolo, știți, ideea cu statul paralel. Probabil mâine va ieși Tudorel Toader, ministrul justiției, și va spune că acești 500 de lucrători din sistemul de justiție, 500 de procurori care asigură înfăptuirea actului de justiție în România, îi va acuza pe aceștia că fac parte din statul paralel. Știți, nu e prima dată când cei din justiție, cei din SRI, cei din organele statului, din instituțiile astea de control, mai ales, au fost acuzați de către guvernanți că fac parte din statul paralel și manipulează decizia politică după bunul plac. Da, vă ziceam de acest semnal. Am aici câteva fraze din ce a semnalat DNA-ul astăzi. O să le iau pe rând așa. Zic cei de la DNA: este momentul să tragem un semnal de alarmă și să ne exprimăm îngrijorarea față de potențiala afectare a statutului de independență a procurorilor, care reprezintă o premisă esențială a luptei împotriva justiției. Da, frumos, frumos sună această frază. Iată și ce mai spune și Toader, pentru că trebuie să dăm și o părere și altă. Toader, ministrul justiției, zice așa: susține că șeful statului nu are nicio abilitate legală pentru evaluarea competențelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul justiției. Da, acest conflict a pornit în urma unui raport de evaluare. Atunci Ministerul Justiției a evaluat întreaga activitate anterioară a procurorului șef de la DNA și atunci a făcut o propunere, chiar a cerut și Consiliului Superior al Magistraturii un aviz în legătură cu această debarcare a procurorului șef de la DNA, numai că acel aviz al CSM-ului a fost negativ. Negativ. Practic, Toader a trimis președintelui această propunere, președintele Klaus Iohannis a refuzat-o și iată s-a ajuns la o sesizare a CCR în legătură cu acest refuz. Iar CCR a admis că este vorba de un conflict și dincolo că
de a admite că există un conflict între președinte și Ministerul de Justiție, CCR-uri practic îi impune președintelui, care are, evident, are niște drepturi în legătură cu debarcarea, da, cu revocarea din funcția procurorilor șefi, numai că, iată, Tudorel Toader spune, susține că nu ar fi așa, că există un articol 131 în Constituție care ar pune, practic, procurorii în slujba Ministerului Justiției. Nu știu, mă gândesc că dacă mai sunt ceva ambiguități pe această temă în Constituție, probabil Tudorel Toader și ai lui din coaliția de guvernare poate trebuia să modifice întâi Constituția. Vom vedea, v-am spus, Ludovic Orban vorbește de un referendum, pe justiție ca urmare a deciziei în cazul Iohannis Chioveși. Vedem ce se va întâmpla. Evident, este un subiect care ne interesează pe toți. Într-adevăr, e o problemă dacă politicul atentează la independența justiției. Știu că poporul zicea frumos liderul opoziției, zicea că peste CCR, care este forul suprem în materie de justiție în România, există poporul român. Asta sună destul de bine, chiar dacă e declarație politică. Poporul român se va manifesta. Dacă poporul român va simți în perioada imediat următoare că CCR i-a lezat niște drepturi fundamentale prin această impunere de a fi revocatul procuror șef, care nu mai are multe luni de mandat. Dacă a greșit procurorul șef acolo la DNA, și o să vă spun imediat ce s-a mai întâmplat astăzi, pentru că DNA-ul ia lovitură după lovitură, într-adevăr, sunt semne de întrebare acolo. Dar poate ar trebuie găsită altă cale de debarcare a acestui procuror șef de la DNA. Mă gândesc că mai are puțin din mandat și poate dumneaei, doamna Laura Codruța Chioveși, și va renunța de bună voie și de onoare, pentru că dacă târăști o instituție, e și partea aceasta. Instituția DNA se decredibilizează, adică cineva lucrează la această decredibilizare a instituției. Mă gândesc că la un moment dat Laura Codruța Chioveși va ceda și își va da o demisie de onoare, dar până acum a fost vârf de lance această doamnă procuror în lupta anticorupție, chiar dacă mai sunt și chixuri în această luptă, dar destul de multe condamnări. Cred că cel puțin în administrație, din ce văd eu zi de zi, mentalitatea s-a mai schimbat și românii și-au mai schimbat mentalitatea. Cred că prea puțin mai pun mâna pe o șpagă sau mai dau șpagă românii în ultima vreme, da, și datorită aportului acestei instituții, care, iată, este de ceva vreme sub tirul politicienilor. Se trage cu tunuri puternice în această instituție. Nu știu, după debarcarea doamnei Laura Codruța Chioveși, pentru că președintele are acum de ales. Ori semnează revocarea, ori se poate alege cu o posibilă suspendare. Dar v-am zis și susțin și eu această afirmație, dincolo de CCR este poporul care în ultimii ani, ați văzut, au protestat pe ordonanța 13 atunci, parcă sunt mai activi românii, noi suntem mai activi, mai implicați social. Sunt acuzații, vă dați seama, se vorbește despre implicarea unor forțe externe care ar atâța masele să iese împotriva guvernului, însă eu cred, nu vreau să fiu atât de, să cred în conspirații dintre astea mondiale. Cred că românii, mulți dintre ei, chiar dacă sunt manipulați, dar măcar un sâmbure acolo de dorință de a se face dreptate, de a triumfa justiția în ei, există. Și România, eu zic că și datorită DNA-ului, iată, este pe un drum bun. Evident, se mai comit și greșeli ca în orice activitate, dar dacă DNA-ul este instituția asta etalon la momentul ăsta, sau a fost până acum în lupta anticorupție, în lupta corupției, cu corupția, da? Să știți că sunt multe parchete județene locale care dau kicks, adică au propuneri de a lua măsuri legale în cazul unor dosare, numai că în instanță ajung să le fie revocate, retrimise pentru redocumentare, reinstrumentare. Da, trec peste acest subiect.
cred că îl toacă destul de mult colegii mei din presa națională, așa că îl depășim în această seară. Vă ziceam că DNA-ul a dat un kick astăzi. Este vorba de cunoscutul dosar Microsoft. Acolo unde două persoane sunt acuzate în principal, așa, e vorba de fostul tenismen Dinu Pescariu și un domn Florică. În acest dosar este vorba despre achiziția, despre un contract între Guvernul României și o firmă de soft, o firmă cunoscută, nu o să-i rostesc numele acum. Ei, aceștia ar fi luat de la firma respectivă, de la furnizorul acesta de licențe Microsoft, numai puțin de 22 de milioane de dolari, doamnelor și domnilor, prin niște contracte fictive de consultanță. Banii aceștia ar fi fost virați, banii aceștia ar reprezenta de fapt un comision pe care mai multe nume din guvern și ar fi însușit. Știți, aici în dosarul acesta nume grele au fost vehiculate, inclusiv cel al fostei ministru, fostei doamne de la Ministerul Educației, doamna Ecaterina Andronescu. Dar nu s-a confirmat, în cel puțin până acum, justiția nu a dat nimic cert în privința dumneai. Vorbeam de fostul tenismen și acest domn Florică, care ar fi luat banii. Ei, zic cei de la DNA, că ar fi fost interfața, ei ar fi fost cei care ar fi colectat banii pentru nume grele din politica românească. Iată, astăzi justiția, da, judecătoria trimite înapoi spre studiu la DNA, spre studiu, spre redocumentare, spre reanalizare, reinstrumentare. Asta înseamnă ori că nu și-au făcut cei de la DNA treaba cum trebuiau, ori că au omis intenționat să probeze vinovăția unor persoane din acest dosar. De altfel, Dinu Pescariu a și devenit, după acest dosar, a devenit un denunțător de profesie. Cred că se înțelesese la un moment dat cu judecătorii pentru o pedeapsă mai mică sau deloc în acest dosar. Mai departe, doamnelor și domnilor, în coștire care ne zguduie astăzi simțirile noastre de cetățeni liberi în această țară democratică, care se vrea și ea europeană și încadrată în legislația asta a drepturilor omului. Iată, astăzi am aflat că numai puțin de 6 milioane de români au fost interceptați în ultimii 10 ani. Spune președintele Comisiei SIE, SRI, care este de aici, de la Craiova, domnul Claudiu Manda, a ieșit astăzi cu o statistică despre aceste, cu niște date certe despre aceste interceptări ale Serviciului Român de Informații, cred că pe siguranța publică, și spune dumnealui că în ultimii 10 ani 300.000 de mandate s-au cerut pe această siguranță publică, mandate de siguranță națională, mandate de interceptare personală. 300.000 de mandate s-au cerut în justiție, iar în fiecare din acest mandat de interceptare ar fi vorba de o medie de 20 de persoane, de unde reiese cifra asta de 6 milioane, doamne și domnilor, de persoane care au fost ascultate, nu știu în ce fel li s-a afectat viața lor intimă, da, viața lor personală prin aceste interceptări, dar este clar că cineva a spionat 6 milioane de români. Vă dați seama ce înseamnă această cifră. Această cifră înseamnă, practic, este aproape egală cu numărul de contracte de muncă din România. Dați seama, toți cei care lucrează, nu cred că au interceptat ei copii. Adică poate au mai interceptat și ceva străini care au tranzitat România sau au avut legătură cu România, dar numărul acesta e aproape legal cu cei care aduc taxe și impozite la bugetul statului. Iată pentru ce plătim noi taxe și impozite, ca domnii de la SRI să ne intercepteze sub anumite suspiciuni pe toți aproape, da? Iată, așteptăm în perioada următoare, bineînțeles, să vedem cum nu o să primim date, bănuiesc că acele dosare sunt secrete, dar știu că fiecare cetățean al României are voie să ceară detalii despre motivul interceptării sale la un moment dat. O cerere simplă se face la, nu știu dacă direct la sediul SRI, dar sigur la parchete, da, și unde s-a dat acest mandat, de unde a venit propunerea. Tot legat de acest subiect, în 2012, mai zice Claudiu Manda prin a sa informare, spune că toți membrii guvernului au fost peste 100 de membri, de fapt, ai guvernului de atunci, au fost interceptați.
Și spune acolo mai departe că ar fi vorba de cei mai vocali. Cei mai vocali ar fi fost, cei mai incomozi ar fi fost interceptați de Serviciul Român de Informații. Dar, ziceam mai devreme, probabil serviciul a avut motive temeinice. Dacă n-a avut, este destul de aiurea, destul de periculos pentru o democrație. Dar încă fragilă, zic eu, chiar dacă au trecut atâția ani de la Revoluție, nu cred că cel puțin instituțiile, da, sistemul ăsta nu și-a însușit întru totul valorile democratice occidentale. Să vorbesc și despre Gorj, bineînțeles. Încep cu o știre pozitivă. E vorba despre elevul nostru eminent de la școala din Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, pe care îl salut și eu dacă se uită părinții lui, cel puțin, și îi felicit pentru că au asemenea copil dumnealor. Acest băiat de care ne mândrim noi a găsit un portofel în drumul către școală și l-a predat la școală fără să-l deschidă măcar acel portofel. Ei, pentru asta el a fost recompensat astăzi într-un mod plăcut. A devenit ministrul de interne pentru o zi. Și da, dacă ar fi să fiu un pic răutăcios, ar spune că îi stă mai bine acolo decât doamnei Carmen Dan în această funcție. L-am văzut pe băiețel cu un papion frumos acolo în scaunul ministresei, da, despre care politicienii de opoziție au spus că nu prea are ce căuta acolo, fac glume în continuu pe seama ei, dar iată că rezistă încă. Cred că și ministrul și președintele a cerut demisia la un moment dat, dar iată că rezistă. Prin acest gest frumos, zic eu, pe care poliția română l-a făcut astăzi pentru acest băiețel, pentru acest băiețel cu care noi târgujienii trebuie să ne mândrim, este un fel de simbol al nostru în momentul ăsta. Mâine este ziua copiilor, le spun la mulți ani, spun și acestui băiețel la mulți ani, să le spun și la mulți ani și părinților care le asigură traiul zilnic copiilor și au grijă, iată, îi educă și unii dintre ei chiar prind educația și fac gesturi dintre astea. De asta avem, de asta are nevoie societatea românească pentru a se remodela și a fi o societate benefică traiului liniștit. Da, mi-a plăcut acest subiect, am văzut pe reprezentanții poliției Gorj acolo, de la IPJ Gorj, alături de acest băiat și de ministrul de interne, foarte frumos, felicitări. În felul ăsta parcă se mai spară imaginea poliției române, pentru că nu este cea mai curată în ultima vreme. Vă aduceți aminte de scandalul cu pedofilii și alte probleme cu polițiști care ei încalcă legea. Da, frumos, frumos gest, încă o dată felicitări băiatului pentru cum a reacționat, cum a dat dovadă de spirit civic, felicitări părinților săi. Să vorbesc un pic și despre politică, de ce să nu vorbesc astăzi. Cei de la PSD au mai lansat o temă în spațiu public, nu știu, eu îi suspectez pe cei de la PSD, spun ei că subiectul sună chiar așa. Primarii PNL vor pleca după Cosmin Popescu, care este actualul președinte al Consiliului Județean Gorj, el este de la PSD și este favorit la o funcție de conducere în PSD Gorj. Cosmin Popescu este un democrat el la origine, așa, chiar dacă în trecut a avut probleme, că și-a urmat un șef de partid, atunci cred că s-a ales cu ceva probleme în justiție Cosmin Popescu. Iată că în ultimii ani a reușit să-și coaguleze o imagine pozitivă. El este lăudat în principal de primarii din opoziție, cei de la PNL. Sunt destul de mulți primari care îl laudă pentru ajutorul pe care acesta îl dă în obținerea de finanțări pentru comunitățile din județ, indiferent de primarii care le conduc, de culoarea lor politică. Da, este o chestie de echilibru, zic eu, de însănătoșire politică, ca iată, un președinte de Consiliu Județean politic, da, de la un partid care a condus Gorjul, da, care nu are o imagine prea bună în Gorj, iată să ajute mulți din primarii de la opoziție, da. Chiar dacă opoziția îl mai critică din când în când, sunt primarii. Chiar primarul de Târgu Jiu
De altfel, ei au fost colegi la un moment dat, nici nu-l văd pe Romanescu spunând ceva urât despre, despre Cosmin Popescu. Dar subiectul e că mulți primari din PNL l-ar urma pe, pe Cosmin Popescu dacă acesta ar câștiga conducerea PSD. Și aici sunt date multe nume în știrea de astăzi. E vorba despre Liviu Cotoșman de la, de la, de la Roșia de Amaralia, care a spus că dacă Romanescu ar trece la PSD, primarul de Târgu Jiu, el l-ar urma fără să stea pe gânduri. Se mai vorbește nici despre primarul de la Bumbejiu, care ar trece la, la PSD, dar l-ar urma pe, pe Cosmin Popescu. Mai că acolo e o situație. Constantin Bobaru de la Bumbejiu a fost mereu un jucător, așa, niciodată nu ți-ai dat seama la ce, din ce partid face el parte cu adevărat. Când e cu unii, când e cu alții, dar în acte e tot la PNL. Dar cel puțin la PNL, primarii de la Târgu Jiu și Motru, eu cred că nu vor trece la PSD, chiar dacă din nou s-a vorbit astăzi și despre Marcel Romanescu, că ar putea trece la PSD. Consilierul lui personal, consilierul lui personal de acasă, nu de la primărie, domnul Belger, Leonida Belger, spune astăzi că nu exclude ca Marcel Romanescu să treacă la PSD. Însă Dan Vâlceanu, președintele PNL, le dă o replică celor care au lansat această temă și spune că este doar un scandal pe care cei de la PSD îl pun la cale, pentru că nu au până la momentul actual un candidat la Târgu Jiu și, și Motru. Eu vă spuneam că cei de la Târgu Jiu și Motru nu cred că își permit o asemenea gafă de a trece la alt partid după ce au câștigat mii de voturi, chiar 12.000 la Târgu Jiu, voturi care au venit în marea majoritate anti-PSD, voturi ale unor oameni care s-au săturat de 20 de ani de guvernare locală PNL. Da, să vă mai, dacă tot am vorbit despre Consiliul Județean, iată o gafă impardonabilă la Consiliul Județean, zic eu, este vorba despre IDP Gorj, întreprinderea de drumuri și poduri. Acolo muncesc vreo 100 de oameni, v-am mai povestit eu, la amenajarea, la întreținerea drumurilor din județ, drumurile județene, cred, în special, construiesc poduri, dumneavoastră, mai sunt vreo 100 de angajați, mai erau angajați care au protestat astă iarnă, da? Cel puțin la începutul primăverii, dacă mi-aduc eu aminte, pentru că nu și-au primit salariile. Imediat după mediatizarea acestui subiect, iată, IDP a intrat în insolvență. Dar nu o să vă vină să credeți pe cine propun cei de la Consiliul Județean să administreze această societate care aparține în subordinea Consiliului Județean. Tocmai pe directorul ei, care, din punctul meu de vedere, este vinovat că întreprinderea de drumuri și poduri a ajuns în această situație. Evident, este vorba și de niște interese care au dărâmat această companie, pentru că dacă în trecut compania obținea cu încredințare direct contracte de amenajare, de întreținere a drumurilor din județ, iată, acum a fost băgată o altă societate aparținând unui milionar în euro de la turceni. Nu știu cine, pe cine întreține acolo din politică domnul Iordache de la turceni, pentru că sunt convins că a tras niște sfor și are grijă și politic de niște oameni. Știți, este și un dosar cu niște primari care sunt suspectați de, de procurori care ar fi luat șpagă de la acea firmă. Nu știu ce se mai întâmplă cu acel dosar. Au fost încătușați atunci primarii, inclusiv un aspirant la postul de, de director al clubului sportiv municipal. Spuneam că nu mi se pare ok ca acest director Marius Florică să se ocupe în continuare de firma care este în insolvență acum. Asta decât dacă are ceva de ascuns. Dacă cei de la Consiliul Județean vor să acopere niște, niște combinații ne la locul lor pe care Florică le-a făcut să ducă firma în insolvență. Pentru că este clar, această firmă nu va depăși această etapă a insolvenței, se va duce direct în faliment, cu tot cu angajați care vor rămâne pe drumuri. Și în încheiere trebuie, iată, o știre care privește instituția de control în în securitatea muncii, da, la Târgu Jiu. Este vorba de ITM. Astăzi presa titrează că ajunctul de la ITM, un domn Ilie, nu mai este revocat. El trebuia să părăsească acest post în urma unui raport de evaluare în care i s-a dat un calificativ nesatisfăcător. Și cu ceva în urmă, cei de la ITM au anunțat toată presa că acest domn Ilie a fost burat prin ordin de ministru din această funcție datorită acestui calificativ, numai că respectivul domn avea o decizie a instanței prin care se suspenda cel puțin până decizia aceasta devine definitivă, acel ordin se suspenda și el își continua serviciul. Iată, astăzi
Ministerul Muncii a transmis că domnul Ilie rămâne în această funcție, această decizie a Ministerului Muncii nu cred că îi bucură pe mulți din ITM, din conducerea ITM acolo, dar ei au transmis că se vor supune, da? Că domnul Ilie va reveni la muncă. Nu știu ce se va întâmpla cu el acolo, vă dați seama, dacă nu reușește să lucreze cu conducerea, nu e pe placul conducerii, s-ar putea să fie destul de izolat. Dar important e că dânsul își va lua drepturile salariale și își va continua activitatea până când decizia va fi definitivă, până când instanța va da o decizie definitivă în cazul dânsului. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, până luni seara, numai bine!